Vrem să mai invităm aici o femeie frumoasă și foarte implicată în tot ce înseamnă industria ușoară în Republica Moldova, pentru că este foarte important ca tinerii creatori, dar și cei cu experiență, deja să fie susținuți de către stat. În aceste momente vrem să o invităm pe Corina Coșocaru, director executiv al Asociației Patronale din Industria Ușoară, APIUS, pe înțelesul multora. Bine ai venit! Seara, bine te-am găsit! Ce costum frumos ai! Ei, mulțumesc frumos! Mi-ai din Moldova? E made in Moldova, unele articole din ele, da, excepție e șarfa, dar e totul corespunzător tematicii noastre de astăzi și cei ce-i place unei femei. Așa, simt frumos! Ia loc acolo lângă Oxana pe canapea. De fapt, tu ai o carieră în spate de diplomat și atunci când încă nu era la modă să porți branduri autohtone, tu le purtai peste hotare. Așa este, îl într-adevăr de câțiva ani de zile. E doar nu o pasiune, dar principalul e o valoare de bază a unui om, a unei femei, că atunci când reprezinți țara peste hotare, în primul rând trebuie să reprezinți valorile sau producătorii, agenții economici, ce are Republica Moldova la prezent, cu ceea ce se poate mândri. Iar ori de câte ori am avut ocazia să particip la diverse activități culturale, artistice peste hotare, recepții oficiale, cu precădere mă aduc aminte 25 de ani când am sărbătorit aderarea la ONU, la Geneva, am purtat la fel o rochie, o ținută a unui designer autohton. Și primi multe complimente. Da, așa este, așa este. Trebuie să recunosc că manopera sau lucrările noastre și creațiile acestea vestimentare, ținutele, indiferent care ar fi tendințele la nivel internațional, ale noastre peste hotare sunt mereu apreciate. Și trebuie să recunosc că aș dori să văd ca fiecare femeie atunci când participă la un eveniment peste hotare, indiferent că este sau nu diplomat, ar trebui să poarte o ținută autohtonă, pentru că prin asta ajutăm femeile acasă care muncesc zi de zi și care poate prin munca, dibăcia, iscusința, dedicația lor, atât în calitate de designer, avem pe doamna aici astăzi, cât și în calitate de lucrători la o companie, aduce o plus valoare, în primul rând, acelui om, dar și acelei colecții care atât de mult, cu atâta multă ardoare se lucrează în spate pentru a realiza ceva nou, ceva care să poată fi comercializat atât în țară cât și peste cât hotare. Și, peste hotare. Și să rămână oamenii acasă, cumva asta este dorința noastră cea mai mare. Să cumpărăm de la noștri și să oferim salarii. Uite, tu ai petrecut de-a lungul anilor multe femei care plecau peste hotare și totuși ale noastre sunt bune. Așa este. Chiar dacă pleacă, oricum rămân cu gândul aici, revin cu comenzi și chiar vreau să zic că cele care au plecat sunt cele mai bune consumatori, cei mai buni consumatori. Uh-huh. Adică și cumva iarăși este povestea. Chiar dacă suntem peste hotare, oricum ne îmbrăcăm made in Moldova. Așa este, pentru că probabil că pe lângă faptul că ne găsim un anumit confort, reușim să găsim acea intersecție între preț și calitate. Iar producătorii, agenții economici din Republica Moldova, deocamdată oferă pe piață un astfel de avantaj de a oferi produse de calitate la un preț acceptabil. Trebuie să recunoaștem că unele din colecțiile lor, atunci când ajungi peste hotare, sunt destul de scumpe, adică sau sunt apreciate ca foarte scumpe, pe când de fapt e un preț poate pentru unii acceptabil, depinde, grosomod, în mare parte sunt prețuri acceptabile. Dacă e să ne raportăm la acele articole sau produse care sunt comercializate și sunt made in Europa, de exemplu, sau în Statele Unite, sau, mă rog, în Asia diferă de la o țară la alta, Japonia este mai scumpă, China este mai ieftină, forța de muncă, în mare parte, la fel, vine din Asia. Noi avem o problemă, printre altele, forța de muncă, pentru că foarte puțin mai sunt în țară care vor să lucreze în companiile producătorilor noștri. Noi, în asociație, avem peste 120 de membri și vreau să zic că majoritatea dintre ei se confruntă cu această problemă, forța de muncă. Într-adevăr, e o problemă.
problema și sperăm să o rezolvăm împreună, pentru că asta este rolul nostru, de a reprezenta sectorul privat în fața autorităților publice centrale, guvernului și ministerilor care iau decizii. Sunteți comunicatorii între cei care muncesc și stat. Și oricum, chiar voi simțiți diferența. Ce se întâmpla acum câțiva ani în această industrie, atunci când erau câțiva designeri, acum de la o singură zi de show s-a trecut la două zile de show, show-uri pe mai multe blocuri, mai mulți designeri, adică chiar se mișcă lucrurile. Da, e pentru prima dată când avem 42 de designeri care participă la această ediție, e cea de-a 17-a ediție a evenimentului Zilelor Modii, ceea ce sub genericul tradițional numim noi Moldovan Fashion Days. De fapt, avem două evenimente de genul ăsta, unul în primăvară și unul în toamnă, dar ăsta din primăvară are o conotație deosebită, dat fiind faptul că prezintă o colecție de primăvară-vară pentru 2020. Mulți din producătorii, designerii care participă sunt în premieră și mulți dintre ei sunt începători, start-up-uri sau întreprinderi mici și mijlocii. Iar scopul nostru este tocmai de a ajuta pe cei care abia și-au dezvoltat un mic business sau l-au inițiat pentru a-l dezvolta și intensifica atât la nivel național cât și regional. De aceea, nu uita, noi te așteptăm cu mare drag pe 21 și 22 martie la pe calea ieșilor 14 bar. Da, știu, adresa știu, doar că invitațiile chiar nu le-am primit. Și cu siguranță avem difileuri, da, ceea ce noi numim blocuri la orele 4, 17, 30 și 19, 30 pentru diferite colecții, începând de la copii, haine pentru copii, femei, dame și bărbați. Vreau să zic că acest eveniment nu ar fi fost posibil fără sprijinul partenerilor noștri, parteneri de altfel tradițional pentru industria textilă din Republica Moldova, și aici mă refer la Guvernul Statelor Unite, agenția USAID, da, USAID-ul, și Guvernul Suediei, Marii Britaniei, la fel, care an de an, în ultimii ani, au finanțat acest program destinat industriei textile din Republica Moldova. Aș vrea să menționez că Statele Unite cu precădere, prin implicarea și a Băncii Mondiale, au susținut programul de competitivitate care își desfășoară anumite proiecte pe teritoriul Republicii Moldova în diverse sectoare ale economiei, iar industria textilă este una din ramurile de bază ale economiei pentru care au acordat o deosebită importanță și datorită probabil ghidării și sprijinului financiar acordat de partenerii noștri străini de dezvoltare, au reușit să se dezvolte acești oameni frumoși care lucrează în diverse companii din industria textilă, au reușit să-și diversifice producția, unii dintre ei au început să comercializeze peste hotare, bineînțeles e vorba de țări deocamdată în vecinătate a Republicii Moldova, România și Ucraina. Atunci când un designer vrea să iasă la exterior, avem și mulți alți designeri care la fel au fost prezenți la show-uri din Paris, Milano și nu doar. Fetelor, vă mulțumesc mult pentru că ați venit astăzi. Spor la muncă, cineva cu colecție, cineva cu pregătirile, să avem parte împreună de două zile ale modei create în Moldova.